Astăzi, Salvatore Gojen și-au făcut timp și au mers la o cunoscută grădiniță din orașul Târgu Jiu, acolo unde au dorit să ia legătura cu vechiul lor prieten, Patrick Viitor Pompier. Patrick este un mare admirator al misiunilor salvatorilor profesioniști. S-a declarat convins că va fi un brav pompier atunci când va crește. De fiecare dată când i-a vizitat pe Salvatore, micuțul s-a dotat cu un echipament de pompier croit atent pe măsura trupului său și, bineînțeles, cu multe auto speciale și accesorii de pompieri, deocamdată de jucărie. Cu ocazia Zilei Pompierilor, Patrick a fost desemnat reprezentantul salvatorilor în grădinița unde învață. Am venit la dumneavoastră pentru că îl căutăm și noi pe domnul Patrick. Aici. Unde este domnul Patrick? Aici, în spatele. Te rog frumos să vii un pic până la mine. Te salut. Și eu sunt pompier. Ne cunoști? Ne mai ții minte? Pentru că se apropie ziua pompierilor și ne dorim să îi avem aproape pe toți prietenii noștri, tu fiind unul dintre ei, pentru că ne-ai vizitat de foarte multe ori îmbrăcat în costumul tău de pompier. Am venit astăzi să-ți aducem o invitație la Ziua Pompierilor, care va avea loc pe 13 septembrie în piața prefecturii. Este semnată de domnul inspector șef, care îți spune că este o onoare și o deosebită plăcere să fie alături de noi la Ziua Pompierilor. Și pentru că ne-ai dovedit de foarte multe ori că ești foarte pregătit în ceea ce privește situațiile de urgență, am vrea ca de astăzi tu să fii reprezentantul nostru al pompierilor în cadrul grădiniței unde înveți. Vrei să fii reprezentantul nostru? Uite, ți-am făcut și o legitimație cu poza ta. Îți place? Și poți să o porți sub purza gât. Puteți să-l aplaudăm? Patrick este una dintre cunoștințele noastre vechi și totodată un bun prieten. L-am cunoscut un an la Ziua Pompierilor, iar de atunci, ori de câte ori a avut ocazia, el ne-a vizitat, fie în cadrul programului Școala Altfel, fie atunci când instituția noastră a organizat Ziua Porților Deschise. Pentru că suntem în pragul sărbătoririi Zilei Pompierilor din România, ne-am permis astăzi să venim la grădinița unde învață și să-i oferim din partea instituției noastre o invitație la Ziua Pompierilor, care se va desfășura în data de 13 septembrie în piața prefecturii din municipiul Târgu Jiu. Pentru că ne-a dovedit în repetate rânduri că este un mare cunoscător în ceea ce privește situațiile de urgență. Începând de astăzi, l-am desemnat să fie reprezentantul instituției noastre în cadrul grădiniței unde învață. Atât Patrick cât și colegii lui de grup au fost invitați să participe pe 13 septembrie la Ziua Pompierilor din România, la manifestările organizate în piața prefecturii din Târgu Jiu. Este un prilej bun să invităm și pe ei la Ziua Pompierilor, dacă vor să fie alături de noi. Cine vrea să vină la Ziua Pompierilor? Cei care vor participa joi, începând cu ora 10 în piața prefecturii din municipiul Târgu Jiu, vor putea asista la activități organizate cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Ceremonial militar însoțit de defilarea militarilor din cadrul Isugorj, expoziția tehnici de intervenție unde cei care doresc pot îmbrăca pentru câteva momente rolul salvatorului profesionist, expoziție de sculptură și pirogravură, expoziție de obiecte militare vechi, expoziție de mașini, de rallycross și multe alte surprize.